propunerea ca în România să existe salariu minim pe economie diferențiat în funcție de studii sau vechime în muncă îi revoltă pe agenții de poliție din țara noastră. Oamenii legii spun că posturile lor nu prevăd studii superioare. Cu toate acestea, majoritatea agenților sunt și absolvenți de facultate. Așa că vor și ei salariu minim brut în cuantum de 2350 de lei și nu de 2080 de lei, cât va fi cel standard după majorarea promisă. Dacă propunerea lor nu va fi luată în considerare de către decidenți, polițiștii amenință cu proteste. Agentul de poliție lucrează, iar sporurile lui nu sunt. De exemplu, sporurile 25% pentru studii superioare. Acum văd că doamna ministru Luța Vasilescu vrea să facă și salariul minim cu studii superioare din 1 ianuarie 2019. Noi cerem și vrem să vedem dacă se ține de cuvânt și acordă și agentului de poliție care are studii superioare, sporul de studii superioare 25%. Chiar dacă posturile lor nu prevăd studii superioare, agenții de poliție spun că nu sunt cu nimic mai prejos decât alți funcționari publici încadrați pe posturi unde e prevăzută obligativitatea studiilor superioare. Agenții de poliție nu sunt încadrați pe posturi de studii superioare, deoarece fișa postului nu prevede studii superioare. Dar toți agenții de poliție din România fac facultăți pentru a se pregăti, să aplice legile în tocmai și la timp și să fie bine pregătiți pentru ei. Și deoarece fac aceste studii superioare, trebuie plătiți ca atare, ca în toate unitățile speciale, să zic primării, administrație publică locală, unde se încadrează cu studii superioare, să-i cuprindă și pe agenții de poliție. Aici trebuie, prin legea 153, că prevede așa ceva, trebuie un ordin de ministru dat prin care să se aplice să le acorde sporul de 25%. Sindicaliștii din poliție spun că majorarea salariului minim pe economie este o măsură discriminatorie, pentru că 75% dintre polițiștii României sunt agenți de poliție.